Dacă destinul ar fi fost atât de crunt cu Mircea Nedelciu, în 12 noiembrie anul acesta ar fi împlinit 70 de ani. Dar iată că anul trecut s-au împlinit 20 de ani de la moarte. Da, da, Moartea anul unui ăsta, da, 20 de ani, ai dreptate. Prozator de primă mână, lider al generației 80, rol pe care și l-a consolidat nu numai prin faptul că a inovat literatura română prin procedee tehnice insolite, dar și prin intervențiile teoretice referitoare la felul în care e privită și înțeleasă generația 80. Am marea bucurie de a sta de vorbă cu doamna Miralena Nedelciu, cea care i-a fost soție din 1980. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea, un semn de recunoștință, de omagiu adus acestui mare scriitor. L-ați cunoscut pe Mircea Nedelciu din 1980, spuneam. Vreau să ne legăm de perioada aceasta, pe care dumneavoastră o știți cel mai bine, după 1980. Când deja avea o carte, debutase în 79, scriitor recunoscut cu aventuri într-o curte interioară, da, a primit premiul pentru debut, și era pe atunci ghid interpret ONT. Da. Dumneavoastră erați agent... Agent de turism. Eu făceam prestări, adică turiștii veneau cu diferite forme de plată pe care eu trebuia să, conform formelor respective, vouchere sau plăți făcute în avans, sau, eu trebuia să le asigur serviciile pe care le ceruse. Adică închirieri de mașini, schimb valutar, la hotel, cazarea să o aibă cea pe care au cerut-o, mâncare și așa mai departe. Ei își mai luau diferite excursii prin țară, făceau tururi ale Bucureștiului și așa mai departe. Iar pe Mircea, în conjunctura asta l-am cunoscut. Un tip slab, înalt, nu foarte înalt, 1,72-1,73 cam așa avea Mircea, șaten la păr, cu părul mai lung, adică cam până aici, până la jumătatea gâtului, puțin ondulat și plin de viață, un tip care i-a plăcut viața foarte mult și din orice găsea un motiv să se distreze. S-a scris destul de consistent despre personalitatea lui Mircea Nedelciu. Sunt o groază de articole, semnate mai ales de Gheorghe Crăciun, care l-a cunoscut foarte bine, de Adriana Cumeci. Da, au fost prieteni buni și colegi de facultate. Prietenii de facultate. Unii au scris, au relatat, domnul Ion Bogdan Lefter, care s-a ocupat de ediția de opere Mircea Nedelciu, început în 2013 și pe toate. Dar și s-a vorbit despre Mircea Nedelciu ca despre o energie, care era un fel de magnet, da, aduna în jurul o serie da, de... Da, pe asta avea un șarm al lui. Adică nu pot să zic că a fost un bărbat superb, un făt frumos, dar avea un șarm al lui. Da, știa să te cucerească și să se facă plăcut. Asta era una dintre... S-a mai vorbit și despre faptul că nu făcea un caz aparte din faptul că era scriitor. Nu, era foarte modest. Eu când l-am cunoscut pe 10 august 1980, lucram pe vremea aceea la ghișeul de la Hotel Ambasador, cel de pe Boulevard, iar în perioada aceea se ținea un congres mondial al istoriei, un congres unde au venit mulți istorici din mai multe țări, iar el avea, vorbind foarte bine franceza și fiind și ghid, el n-a fost angajat al ONT-ului, el a fost colaborator. Dacă, fiind, stând la Fundulea, acolo avea
buletinul lui, nu prea făceau angajări ONT-ul pentru cei din provincie. Mai mult a făcut și pedagogie și a fost pe la Sinaia repartizat, nu mai știu pe unde a mai fost, dar nu și-a făcut toată stagiatura aia care se făcea înainte când terminai facultatea, pentru că lui nu-i plăcea să aibă un program din ăsta fix. Da, da, da. El îi plăcea un program mai lejer, adică să și-l facă el cum avea el chef. Cam așa ce. Da, da. Da, și a fost și la Sinaia, asta mi-aduc aminte, n-a stat cam un an, mi se pare. A stat la Sinaia ca profesor. Preda limba română. Nu i-a plăcut și a dat și a cerut demisia, în fine. El nu și-a făcut toată stagiatura asta. Asta a contat foarte mult, pentru că el a mai vrut să intre în învățământ și a fost puțin mai complicat. Și atunci sora lui, care este mai mare cu 10 ani decât el, care era mai mare și care deja și a lucrat pe limba engleză. Lucra ca adult, ea tot așa se stabilise în București, cu chirie, nu știu ce. I-a propus, adică Mircea să încerce să facă și el ghidărie. Dar Mircea, de fapt și de drept, n-a vrut să se facă scriitor. El a vrut să se facă operator de cinematografie. Da, da, da. Și a picat examenul. Pentru că n-a îndeplinit toate criteriile care se cereau în perioada respectivă, plus că erau și foarte puține locuri. Da. Și atunci a rămas pe din afară și tot sora lui a zis, mai hai, încearcă, uite, mai sunt locuri la filologie română și franceză. Și așa s-a dus el, dar bine, scria el, dar... Nu era, el nu și-ar fi dorit mai să devină scriitor. A dorit să devină operator de film. Asta era în capul lui perioada respectivă. Încercări ale scrisului datează încă din perioada liceală. Copilărie. Da. Da, și, dar... și când era copil, are un jurnal, eu nu-l posed jurnalul ăla, s-a mai scris despre jurnalul lui. Jurnal de bord, da. Da, pentru că a vrut să se facă marinar. Deci zice Orlando pe vremea aceea, nume de marinar. Și fiind din Fundulea, care pe vremea aceea era o comună, acum a devenit oraș, da, în fine, să lăsăm astea deoparte, avea o bibliotecă și la bibliotecă nu prea aveau multe cărți și avea cărți din astea de navigație și nu știu ce și le citea deodată, de două, de trei, împrumăta de la bibliotecă. Și avea un coleg care i-a promis nu știu ce carte de marinărie, nu știu, habar n-am exact cum se intruia și nu i-a adus-o și bărbatul meu scria în jurnal acolo că Nu mai știu cum îl chema pe respectivul, nu i-a adus cartea pe care i-a promis-o și și-a ținut o perioadă de timp chestia asta, pentru că el de mic, sora lui în povestea, el de la 4 ani știa să citească. Da. Cunoștea foarte bine literele, pentru că era foarte curios și o nebunea pe sora lui, ce literă e asta, dar asta ce e, știți? Și el la 4 ani deja începuse să citească. Și marea pasiune, am înțeles, că ar fi fost Caragiale, la vârsta aceea încă de mic. Da, îmi spunea, ia zi, Miruțo, cum era în... Ia zi, cum zicea Cața Avencușit? Asta îi plăcea să aud. Da, și îi plăcea că Caragiale și plăcea Caragiale se vede cu ochiul liber. Da. Revenind totuși la pasiunea pentru cinematografie, iarăși a avut niște preocupări de copil legate de fotografie, poate că și mai târziu, nu știu. Da. A avut un aparat când l-am cunoscut eu. A venit cu zestrea lui. Așa? De ce ne-am cunoscut pe 10 august, asta vreau să spun, 1980,
Și ne-am căsătorit pe 11 octombrie 1980, adică a fost ceva dragoste rapid. La prima vedere. La prima vedere, da, și a fost chiar foarte insistent. Eu încă oscileam. Bine, diferența între noi e de 3 ani. Dar eu încă oscilam dacă să mă mărit sau nu. Dar în fine, m-a cucerit, ăsta e adevărul, că m-a cucerit. La scurt, da. A venit pe lume și copilul? După un an. După un, da, pe, după ce ne-am căsătorit, cred că la vreo o lună sau două am rămas gravidă cu băiatul. Deci, în 81, când l-am născut pe Mugur, era încă ghid. Eu lucram la ONT, la partea aia de agenție, dar când l-am născut pe băiat, cum erau atunci cadrele, că noi n-am fost membri de partid, nici eu, nici el, fratele meu în 80, după ce m-am căsătorit, și-a depus actele să emigreze în Statele Unite cu întreaga familie a lui. Asta mi-a stricat și mie și lui Mircea relația cu ONT-ul, adică noi am fost foși pe tușe, știți? Da. Și atunci Mircea, noroc, când l-am născut pe Mugur, a ieșit efectul de eco controlat în 81. Sper că nu încurc, cred că așa a fost efectul, da, de... Și na, au venit niște bani, în fine. Dar Mircea a fost pus pe tușe o perioadă de timp. El a, săracul, s-a angajat așa colaborator la Scânteia Tineretului pe care o conducea domnul Cristoiu. Uh-huh. Așa. Și Mircea a format acolo pe mulți tineri, adică a dus din generația lui pe Sorin Preda. Acolo la Scânteia, da? La Scânteia Tineretului, da, a adus și din provincie, nu mai știu chiar pe toți, dar pe el nu l-a angajat niciodată din cauza dosarului. Uh-huh. Și Mircea l-a întrebat pe Cristoiu, domne, ce faci, mă angajezi sau nu, că eu nu mai pot să stau așa colaborator, adică da, și nu era același lucru. Sunt, da, câteva articole foarte interesante de felul reportajelor literare care au rămas în Scânteia. Foarte, da, interesante, da, și care au devenit, practic, suport pentru alte proze de mai târziu. Exact. Și mergea foarte bine Scânteia, pentru că el era bun organizator. Era bun organizator, știa să-și atragă, știa să-și selecteze, de fapt, oamenii pe care putea să se bazeze. Și pentru că nu i s-a aprobat, el a plecat de la Scânteia și de-abia în 86 a fost Mircea angajat la librar la Cartea Românească. Până atunci a stat pe tușe. Nu a vrut. Au zis că să se facă membru de partid, el a zis că nu face așa ceva. Și atunci a stat pe tușe. N-a mai putut să intre... Din cauza fratelui meu, n-a putut să mai intre nici în jurnalism, nici în... De-abia în 86, George Bălăiță l-a ajutat pe Mircea să intre în librar la Cartea Românească. Totuși o atmosferă animată, puternică. Da, el avea foarte multe idei, care, vedeți, acum... Dacă el trăia acum, avea și mai multe, mult mai multe idei. Avea de atunci ideile astea, a făcut librăria aia, Cartea Românească, a făcut o zonă în care veneau foarte mulți oameni de litere și chiar actorii veneau la Cartea Românească și făcea tot felul de activități, Mircea. A început întâi cu o expoziție de tablouri a lui Ion, prietenul lui cel mai bun, Ion Dumitriu, care a avut succes. Și după aia tot felul de alte expoziții și nu știu, adică... Găzduite de librărie. Da, adică nu mai era o simplă librărie unde veneai și cumpărai o carte. Și un loc al întâlnirilor, practic. Exact. Plus că venea cu felul de minuni, că veneau oamenii, mai ales când a apărut Cel mai iubit dintre pământări al lui Marin Preda,
Spunea că era o nebunie atunci, cozi, se îmbrăcea lumea și nu știu ce. Și el, în fine, își mai punea deoparte câteva exemplare și odată a venit cu o sacoșă mare de carne, venise un măcelar, i-a pus pe teșghea, zice, uite, de carne asta îmi dai carte cu cel mai vin dintre pământe. Și din această activitate, ca librar, a găsit, a tras profit, practic, pentru că a analizat comportamentul cititorilor și a... Da. Și observa pe oricine, până și pe soacra lui fratii meu, a băgat-o într-o... Era o femeie mai simplă și Mircea o provoca în tot felul de... chestii, ca să vorbească și la muzafe, ce povestea ea și așa mai departe. Nu, e, cum să spun, ca soț și ca tată, nu, ca tată a fost excepțional pentru copii și ca soț, adică respectos. Noi unde am stat cu părinții mei și sau părinții mei îl adorau pe Mircea, efectiv. Asta e. Vorbeați de foarte multele idei pe care le-a avut, proiecte. Vreau și eu să amintesc câteva dintre ele. Aș începe chiar cu Euromedia, poate. Cu Euromedia care a luat locul. Da. Proiectele au venit, firește, mai mult după 89. Mai că Mircea în timpul ăsta deja a început să aibă niște probleme de sănătate. Iar cu eu, da, a început să, el în 88 a început să aibă primele simptome pe care nu le-am băgat în seamă. Da. Chiar de la după scrierea romanului Femeia în roșu, zice chiar Adriana Babeț, după terminarea romanului. Revenind la proiecte, deci ziceam Euromedia, care era un fel de... sau a venit... Euromedia? Nu, haideți că nu spun. A venit un francez, uh-huh. Bernard Establi îl chema, care era reviste din astea care ei le dau la tocat. Uh-huh. Să le aducă aici atât de politică cât și din astea de fashion și așa mai departe, de cinematografie, de pentru copii și așa mai departe. El pe unde s-a dus n-a avut succes și la un moment dat, nu știu prin ce conjunctură, l-a recomandat pe bărbatul meu. Mircea, bineînțeles, vorbind și franceză, a vorbit cu el, a văzut ce vrea de fapt, a înțeles și au făcut o asociație la început, Asociația Euromedia, mm-hmm. În care au fost foarte mulți simpatizanți sau membrii simpatizanți ai asociației dintre scritori și cel din Franța trimitea ca donații reviste, cărți și așa mai departe, care la foamea care o aveau România atunci după 89 a avut succes. Numai că la un moment dat a început să avem atâtea solicitări încât s-a constituit societatea Euromedia. Pentru că nu mai puteai, se cerea de multe ori să se vândă, să toată lumea cerea reviste, cărți și așa mai departe. Și atunci tot cu același Bernard Establi s-a făcut societatea Euromedia. Așa a fost constituită, care a fost prin 92, dacă mi-amintesc. Da. Bine. În 94, un alt mare proiect care durează până astăzi, Gaudeamus. A fost... Gaudeamus a venit... Nu, Mircea, haideți să mai spun ceva. Prin 91, dacă sper să nu încurc anul, în 91 Mircea se hotărâse să scoată Dex-ul, Dicționarul Limbii Române. Explicativ al limbii române. Și pentru că nu posedam bani și treburi de genul ăsta, a făcut la expoziție, într-un mic pavilion, cu niște prieteni de-ai lui, să încerce să adune într-un fel bani ca să scoată Dex-ul.
N-au prea avut succes cu acest târg ușor, a fost ca un târg mic. N-au prea avut și atunci a lăsat totul baltă. De-abia în 94, da, 94, el a fost, stând în Franța, el a stat foarte mult în Franța în perioada anilor 91-92 și după aceea a mai fost în 93 în Franța și a fost cu asociatul acesta, Bernard Restablie, au fost la Frankfurt, la târgul de la Frankfurt. Și acolo a reușit el să semneze un contract cu Comunitatea Europeană pe 10 ani, să distribuie și să facă cunoscute toate documentele pe care, legislație și așa mai departe, a Comunității Europene. Și atunci a gândit, el începuse Bookfest-ul, și atunci Mircea a spus așa, măi, între Bookfest și anul următor nu se mai întâmplă nimic aici. Și pentru că era totuși, perioada aia era o goană mare după și o dorință mare de a citi, de a se informa și nu știu ce, s-a gândit să facă acest Gaudeamus, pe care l-a creat la noi acasă, în sufragerie, cu Adriana, cu Anca Dumitrescu, care era pe atunci lucrar ca director de... era menajer la editura All. În urmă era cineva de la radiodifuziune, Epstein, Vlad Epstein, și Mircea, ăștia erau în ziua. Și au discutat, Mircea le-a explicat cam cum ar vedea el târgul ăsta. Problema era, era o problemă a banilor. Cum că radiodifuziunea zice, noi nu prea avem bani ca să investim și unde să o facem. Și a avut acest Vlad Epstein a avut ideea superbă de a face în foaierul radiodifuziunii. Noi atunci ne mergea foarte bine cu Euromedia, am zis că dăm și noi niște bani și hai să se apuce. Numai că foarte mulți dintre editori au fost recitenți la participa. Și atunci a început Mircea să dea telefon la prietenul, regretatul Nicolau, Valentin Nicolau de la Nemira, a fost cineva de la Univers, parcă, nu mai știu, au fost câteva edituri, nu au fost foarte multe. Adică din spațiul foaierului au rămas foarte multe spații goale. Însă radio, difuziunea a făcut atâta reclamă și atâta lume a venit. Deși, nu știu, eram vreo 10 editori, cred că cam atât am fost, 10-12, n-am fost mai mulți. Dar au venit școli din provincie, s-au făcut grupuri cu copii, cu elevi, cu nu mai știu ce, da? Până l-a ales pe Sergiu, pe Paul Daian. Sergiu era cunoscut cu trompeta care făcea, pentru că Mircea a gândit așa, domne, e târg, trebuie să fie și unul care să anunțe. Și pentru că Paul Daian răspundea la toate nebuniile astea și era receptiv și mergea și capul, a acceptat și ăla a făcut o altă atmosferă și a fost un succes nemaipomenit. Era și Mircea Sântimbreanu, era președinte de onoare și așa mai departe. Și a fost superb. Anul următor Mircea a spus așa, cine a fost cu un an în urmă de reducere de 30% sau 25%, și a fost o nebunie, nu aveau loc, mi-aduc aminte că erau și pe treptele foaierului, erau edituri, nu au avut loc unde să pună atâtea edituri. Și mi se pare că vreo 3-4 ani a ținut acolo la radiodifuziune, după care s-a mutat la expoziție. Și a devenit, na, un târg mare. Dar asta îi mulțumesc lui Epstein, Vlad Epstein, care a știut să țină și să dezvolte cât mai mult. Da.
Iarăși a fost, a participat la proiectul ASPRO, Asociația Scriitorilor Români Profesioniști. Atunci câțiva scriitori s-au rupt din Uniune și au creat Asociația Scriitorilor Profesioniști, ASPRO. Da. E, și s-au au venit mai mulți, adică nu mai știu câți au fost în total, dar ei n-au pierdut, nu i-a scos de ca membrii al Uniunii Scriitorilor, adică ei au rămas și membrii Uniunii Scriitorilor. Da. Deci nu au fost dat afară. Vorbeam despre rolul de lider pe care și l-a asumat Mircea Nedelciuncă de la început, lider al generației, și după 89 a continuat să fie așa o voce care să marcheze acolo unde neregularitățile, da? Să fie observator, să critique, să corecteze acolo unde este cazul neregulile societății. Și a scris foarte mult. Încă din 90 are două rubrici, una la Tineretul Liber, alta la Contrapunct. Da? Participă și la emisiuni televizate. Are o emisiune care se numea atunci Literatura sau Viața. Vreau să-mi povestiți puțin despre capitolul acesta, pentru că mie mi se pare foarte interesant, având în vedere că a fost ajutat sau a participat la acest proiect chiar și pictorul Ion Dumitriu, care i-a fost cel mai bun. Da, mi se pare că i s-a propus de către TVR2, mi se pare, că nu era TVR-ul cultural, sau era TVR2 era, da. 2, nu? Uhum. Așa i s-a propus, tot au venit, deci Mircea deja era bolnav, era imobilizat la, da. pe căruț, în căruț. Și el, faptul că nu mai putea să meargă, a avut un moment de în care, cum să vă spun eu, era deprimat. Adică îi se părea că el nu o să mai poată face. În fine, cu sfaturile mele, cu toată atmosfera din familie, am reușit să-l determinăm să iasă. I-am spus personal, dacă atâta timp cât ai cap și mâini și le poți folosi, nu contează că nu poți să te folosești de picioare. Zicea, poate ai atâtea de spus și nu știu ce. E, încet, încet și-a dat seama că el stătea și le gândea, nu... Nu spunea de la început, ai dreptate. Stătea, gândea, le fierbea la el acolo și... În fine, și a venit, au venit tot felul de ziariști, au luat tot felul de interviuri, a avut rubrici pe la evenimentul zilei în perioada aia, la Formula AS, da. La un ziar din Brașov, mi-aduc aminte că scria, și a venit propunerea asta de la TVR să facă o emisiune culturală. E, și el s-a gândit și l-a pus pe bietul Dumitriu să-i aducă niște rame din astea de lemn și a pus ziare și el spărgea ziarul ăla și spunea Literatura sau Viața. Sau Viața, da. Da. A, și începea să discute tot felul de probleme din astea. Eu știu, legate, da, mai ales de piața editorială. Exact, exact. Și a mers foarte mult timp până când, nu știu, le-a tăiat bugetul, eu știu ce s-a întâmplat în televiziune, că atunci a avut succes, mulți o știau emisiunea. Urma, au luat interviuri, a mai făcut ceva, a făcut topul de carte, dacă știi. Mm-hmm. Da. Da. Din 90... Monitorul, da. Da. Cred că l-a făcut prin 96. Da, ceva mai târziu totuși, da. Proiectele pe care le-am înșirat aici, care credeți că ar fi fost, care i-a fost cel mai drag? Nu știu, unde l-a simțit cel mai entuziasmat și a avut speranțe mari? Cel mai entuziasmat? Asta, Gaudeamus. Gaudeamus. E adevărat că, iată, supraviețuiește. Da, păcate, săracul n-a apucat. Chiar și în formatul acesta online, care ați menționat și ceva referitor la problemele pe care le-a avut Mircea Nedelciu cu plecarea pentru rezolvarea problemelor medicale în Franța. Au fost niște
chestiuni legate de bani. La început, nu. La început, el a plecat cu Ion Dumitriu, care ulterior s-a avut și el probleme de sănătate. L-a plecat în 91, invitat de cunoștința care o aveam noi în Franța, care era și medic, pentru că el avea tot felul de, nu știu, puseuri din astea de febră. Febră, da. Din astea care îi dădea o stare de moleșeală și de... Transpirație abundentă. Da, transpirație abundentă, da, slăbise, începuse să slăbească. Iar ea i-a propus să vină în Franța să facă niște investigații, pentru că aici, în țară, 3 ani de zile, el n-a avut diagnostic, din păcate. I se dădea un diagnostic amuzant, i se dădea un diagnostic care se numea febră mediteraneană sau așa ceva. Care... Da, și febră mediteraneană sau i-a mai dat de malaria. Ce treabă avea el cu malaria, nu știu. Dar nimeni n-a știut că e maladia lui Hodgkin, care este o boală, un cancer la măduva osoasă. Normal, dacă ar fi avut medicii instrumentele și toată tehnologia care este în Franța, poate că îi depistau. Așa, el 3 ani a fost cobai, i-au probat nu știu câte lucruri. Și el s-a întors în Franța 10 zile, s-a întors după un an. Și prima parte a tratamentului a fost gratuit, înțeleg, din... A fost gratuit, prietenilor româno-franceze din perioada aceea, dar după... Da, eu am o veșoară medic-stomatolog în Franța și ea și-a dat seama că situația lui Mircea... Bine, și Mircea și-a dat seama că e o situație mai gravă și șansele erau destul de minime, dar ea a reușit să ajungă la un deputat din Franța și să explice toată situația lui Mircea și așa a obținut el gratuitatea în Franța. Pentru că era și nebunia aia, prietenii francezi cu românii, francofonia și așa mai departe. Și atunci a obținut gratuitate, că altfel n-avea cum. E costat foarte, foarte mult, aproape 1000 și ceva de dolari. Atunci era exprimat numai în dolari, în franci, francez și dolari. Și nu, el trebuia să facă 2 săptămâni de chimioterapie. Deci de 2 ori pe lună la interpretarea scafandrului, de fapt, a scris-o încă din 91 avea în cap. A scris-o și pe o mașină în Franța, franțuzoaica la prietena asta a noastră, era o mașină, dar avea caractere franțuzești și a încercat să scrie și a lăsat de foarte multe ori romanul ăsta deoparte. Adică la început iar l-a stricat, iar l-a luat, iarăși. Și mai zic că de câte ori scrie, simte că îi se duce viața. Asta spunea el. Începuse să devină un pic superstițios, ceea ce probabil că nu era... Nu era înainte, nu. Vreau să ajung la momentul în care cred că am avut, sau cred că spațiul acesta românesc a avut parte de cea mai mare solidaritate a artiștilor. Momentul în care... Da, Mircea, că începuse să meargă greoi și îl supăra foarte mult durerea asta în spate. Și atunci un profesor de la Spitalul Funden i-a propus, că Mircea a început să se ceară, că vrea cateter, la noi nici nu exista cateter, că vrea cameră sterilă, el cum era făcut și în Franța. Da, și acest profesor, Dan Coliță îl chema, i-a spus, domnule Nedelciu, știți ce vă sfătuiesc? Că dacă puteți, mergeți înapoi în Franța, pentru că acolo aveți tot istoric. Și ei știu exact ce v-au făcut și au și aparatură adecvată. Zice, noi nici toate substanțele de chimioterapie nu le avem complete. Și atunci a plecat în Franța și acolo au decis să facă grefă de măduvă osoasă, autogrefă de măduvă osoasă. Care a costat foarte mult.
auzit asta, vă dați seama, m-am făcut un dosar, m-am dus la direcția sanitară publică, unde nu m-au băgat în seamă. Atunci am vorbit cu Sorin Preda și de aici a pornit și cu Dumitriu și fiind foarte cunoscut și având prieteni pe Cristian Tudor Popescu, pe Nistorescu, pe Sorin Roș Castănescu și mai mulți. Și au început prietenii lui să facă o acțiune în asta pentru a strânge cât mai multe fonduri. S-au vândut și atunci 200 de opere de... Și s-au vândut. Asta a fost mai înspre toamnă. Ministerul Sănătății, din păcate, n-a reacționat. Și atunci mi-au dat din fondul guvernului. Așa am primit bani. După aia, după ce am primit acești bani, deja a început să prietenul lui Ion Dumitriu să facă, să adună opere de artă ca să liciteze, să facă licitare. Vorbind despre solidarizare și despre prietenii, care erau cei mai apropiați prieteni? Ion Dumitriu știm că i-a fost un prieten. Era cel mai apropiat, da. Între ei a fost o prietenie superbă. Moartea lui Ion Dumitriu pe el l-a dărâmat foarte mult pe Mircea. Prieten bun era George Crăciun. Era Sorin Preda. Bogdan Lefter și Valentin Nicolau. Aștia erau cei care îl vizitau și îl veneau și se interesau de el tot timpul. Valentin Nicolau aproape săptămânal venea la Mircea. Și știu, fiind imobilizat în scaunul cu rotile, Mircea Nedelciu n-a mai putut să-l mai viziteze pe Ion Dumitriu, care avea o adevărată ceremonia ceaiului la el în atelier, da, dar Ion Dumitriu îl vizita pe Mircea Nedelciu. Foarte des, foarte des, pentru că atelierul lui se afla în Piața Amzei, deci aproape de noi, și venea și de ce crezi că îl accepta Mircea să vină? Pentru că era un tip care îl înțelegea pe Mircea, foarte liniștit. Și Mircea avea momente în care nu prea avea chef să converseze, să stea la taclale, la... Nu. Și Dumitriu venea cu câte un pepene, ba cu niște fructe, ba, și stătea acolo și nu spunea nimic, se uitau amândoi la televizor și... Dacă Mircea vrea să comenteze ceva, atunci vorbea și Dumitru. Adică... O înțelegere... Extraordinară, da. Da, nu ne așteptam. Fără să fie nevoie de cuvânt, da. Da, nu ne așteptam și a fost fulgerător la Dumitru dispariția lui. Nu se aștepta nimeni. Știu un articol al lui Pavel Șușar referitor la momentul în care e surprins Mircea Nedelciu în scaun cu rotile la catafalcul lui Ion Dumitriu și începe să spune. Este absolut emoționant acel articol. E foarte emoționant, mai ales că Mircea nu putea să ridice, noroc că era un văr de-a lui și l-a ridicat ca să-și vadă prietenul. Adică stătea cu mâna pe sicriu și nu putea să... și l-a ridicat vărul lui Mircea să-l vadă, dar pentru Mircea moartea lui Dumitriu l-a dat complet peste cap. Știu că a scris un articol foarte frumos în Evenimentul Zilei când a anunțat decesul lui Ion Dumitriu. Este un articol foarte frumos. Știu că niște cuvinte erau s-a dus în ceruri ca să picteze norii și nu mai știu ce. E foarte frumos articolul ăla. Mai ales că am mai scris despre Ion Dumitriu și în perioada în care pictau, pentru că s-au dus la Poiana Mărului și unde Nedelciu a scris. Da, Mircea lua mașina de scris, iar Dumitriu picta acolo. Și Crăciun era și el cu ei. Da, pe Crăciun stătea spre Brașov și părinții lui Crăciun erau din Tohaniu. Zona aia, Poiana Mărului, era o zonă foarte sălbatică.
cu puțin oameni, n-aveau televizor, n-aveau, nu știu, lumină dacă aveau, trăiau puțin mai primitiv, să zic. Și îi plăcea lui Mircea, își lăsa barbă, plete, nu știu, arătea... Intra în atmosferă. Și Dumitru o picta și el scria romane. Romanul, da, da, da. Are un articol care se numește Școala de la Poia Namărului, la fel de... Da. Adică se vede clar că există o prietenie și o... Da. S-a spus, o chimie între ei. Dumitriu era un tip foarte blând, foarte blând și foarte plăcut în același timp. Mama mea l-adora pe Dumitriu și cânta că Ioane, Ioane, toată lumea doarme și... Da, era un băiat plin de viață. Din păcate a făcut o ciroză, a avut hepatita C, deci a dat în ciroză. Și astea multe i s-au tras de la Revoluție, că Dumitriu a fost cu Florin Iaru și cu încă câțiva de dansau, au fost printre primii arestați. Dansau Cora Unirii pe acolo, pe unde e Atene Palace. Au fost arestați, duși la Jilava, bătuți. Se pare că de acolo a avut niște răni pe care nu i le-au tratat și așa mai departe. Și după 2 ani, parcă 2 sau 3 ani, a început cu stări de vomă, cu ficatul mărit, în fine. A fost, l-a dus Mircea, l-a luat și l-a dus în Franța și i-au dat tratament din Franța. A venit cu tot tratamentul pentru un an de zile. Cum ar fi fost Mircea Nedelcioasă? Foarte mult ar fi contribuit la dezvoltarea culturii și literaturii. Ar fi sprijinit mult partea asta și ar fi dezvoltat-o mult. Ar mai fi scris, probabil? Ar mai fi scris, ar fi scris articol. Numai că eu pe Mircea așa l-aș fi văzut. Ministrul culturii. Deci l-aș fi văzut într-o funcție de stat, poate. Da, eu l-aș fi văzut departe de tot pe Mircea, sus de tot. Și cred că ar fi făcut multe lucruri bune și ar fi dezvoltat mult. Era în singurătate, era înconjurat de prieteni, am văzut, la librărie, la... Da, dar el își respect foarte mult familia. Își iubea foarte mult mama lui. Era un tip foarte, foarte blând așa și respectos și atent. El îi făcea... și îi plăcea foarte mult să bea cafea. Făcea cea mai bună cafea. Și în 80 și ceva, când era criza aia și lipsa de cafea, când primeam și noi câte 2-3 pachete, era aur. Așa, dar îi plăcea în același... El nu îi plăcea să meargă, de exemplu, în concediu sau... în diferite cercuri unde... Nu se întâlnea cu oameni de literatură ca să discute problemele literare și îl plictiseau astea. Și în rest era un tip care citea foarte mult și un tip care imediat, bine, vorbea cu noi, se juca cu copii, râdea, nu știu, după care se retrăgea. Avea o cameră unde am stat noi, avea o cameră la etajul 6 în care își făcuse el birou. Și acolo se retrăgea și stătea și scria articole și gândea încă o carte. În fine, stătea în lumea lui, adică nu... Avea stabilit un soi de program, adică, nu știu, seara, de exemplu, și-o dedica... Noaptea lucra, noaptea, mă nebunea noaptea, da. Noaptea lucra. Păi da, i-am și creat camera aia, pentru că el noaptea l-a apucat... Inspirația, bătea la mașina aia și nu ne lăsa să ne odihnim. Și
Atunci am creat acolo sus și își lua câte o stacană de cafea și se ducea, fuma. Dar nu tutunul l-a terminat, l-a terminat altceva. Și stătea acolo și scria cărțile, citea foarte mult. Până vorbea în casă despre literatură cu copiii, bănuiesc, sau nu știu. Nu. Atâta le spunea, voi mai puneți și voi mâna pe carte și citiți o carte. Și atât. Mulți îl întrebau dacă unul din copii se face scriitor. Mircea a spus nu, asta dacă vor ei și au această înclinație, bine, dacă nu, nu. Bine. Sper că Mircea Nedelciu va fi citit în continuare, pentru că este un prozator extraordinar. A lui Mircea Nedelciu e un joc al minții. Poate dacă trăia, scria mult mai mult și poate avea, eu știu, mai multe idei. Cred că ar fi scos și cărți de copii la un moment dat. Dar și... Chiar ar fi bun. Pentru că el se cobora la nivelul copiilor. Se cobora foarte mult. Prietenii lui Fimea din bloc, când a murit el, au fost foarte triși, pentru că Mircea, când îi vedea, se juca cu ei. Făcea aceleași nebunii ca și... Adică devenea ca un copil. Chiar dacă un om matur. Da, deși are... Da. Deși înscris, n-aș zice, pentru că este foarte metatextual, teoretic, destul de serios ancorat, cu toate ironiile prezente în text. Vă mulțumesc tare mult! Plăcere, Iana! Sper ca Nedelciu să fie citit și recitit. Asta mi-aș dori.